Scandalul puiului vopsit în galben este deja istorie. Specialiștii au dat verdictul, dar la rafturile supermarketurilor au apărut pui vegetarieni, cărora nu le place nutrețul din făină de pește, dar nu ajung în farfuriile veganilor orice s-ar întâmpla. Puiul rămâne furnizorul de carne preferat al românilor, iar produsele bio sunt cu atât mai căutate de consumatori. În timp ce fermele avicole cu regim intensiv cresc două generații de pui, în cele ecologice se formează una singură. Petitul pentru grătarul de pui explică scandalul național din urmă cu câteva săptămâni legat de puiul galben de la un cunoscut magazin și din alte supermarketuri, până a ajuns sub dușul ANPC și s-a dovedit că nu a ieșit bine la vopsea. În final, se pare că o combinație de cereale și aditivi alimentari sunt secret retul. Oria Constantinescu, președinte în acel moment al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a pornit atunci tăvălugul de declarații. Puiul vegetarian e foarte mufturos, spun producătorii. Îi plac legumele și cerealele de dar preferatul lui este porumbul. Culoarea galbenă a cărnii și gustul de țară îi sunt datorate acestei diete. Mai mult îi cultivă peste 70% din hrană lângă Horezu, zonă cunoscută pentru pământurile fertile și nepoluate. Astfel, pe rafturile din câmpul urban vine îmbrăcat în 17 straie ca tu să alegi bucățica. La provincie a analizat piața din România și a luat decizia de a lansa un produs numit puiul vegetarian, în urma faptului că la noi în țară încă se permite importul din afara Uniunii Europene a cărnii de pui hrăniți cu făină din carne și oase, numită generic făină proteică, relatează România TV.ro.